că vreau să fie din nou Călărașul un județ de stânga, pentru că oamenii de aici au probleme care țin de politica de stânga și că până la urmă ține doar de noi, de a ne organiza mai bine, de a veni cu candidați mai buni. Am mare încredere că în 2010, nu numai la Călăraș, în toată țara, partidul se va reorganiza, se va restructura și în 2011 venim cu candidați și cu programe foarte bune. Părerea mea este și din ceea ce văd pe stradă și ce vorbesc cu oamenii, că în Călăraș poate chiar mai mult decât în alte județe, e nevoie de măsuri pentru combaterea șomajului, pentru păstrarea locurilor de muncă, a salariilor, a pensiilor, așa cum noi ne batem să rămână și că ține doar de organizația de aici și sigur că de mesajul dat de la nivel central să câștigăm din nou la Călăraș alegerile și să putem să facem prea mult. Vreau să vă spun, am văzut rezultatul de la moțiunile de astăzi. În măsura în care guvernul Boc și domnul Șeitan consideră că în România nu există șomaj, nu sunt probleme cu pensiile, nu sunt probleme cu salariile și cu legea salarizării unice, eu cred că atitudinea lor este o atitudine irresponsabilă și criminală la adresa României și că chiar dacă s-au mobilizat cu pedeliști, cu trădători, cu demeriști să pice această moțiune, concluzia este una singură. Ar trebui să-și prezinte imediat demisia domnul Șeitan, să avem un ministru, în primul rând, mult mai serios și mai racordat la realitate. Să vii să spui că nu e adevărat că sunt probleme cu aplicarea legii salarizării unice. Să vii să spui că nu e adevărat că nu crește șomajul. Să vii să spui că nu e nicio problemă dacă punctul de pensie nu rămâne la 45%, coboară la 39%, este o atitudine absolut irresponsabilă. Și apelul nostru este către primul ministru și către președinte de a-l demite imediat pe domnul Șeitan, chiar dacă a obținut o diferență de 20 de voturi, probabil că acum se înțelege mai clar de ce cumpără în fiecare zi și de ce fac presiunile de a cumpăra Parlamentul. Cum le pot acesta discuta și ce s-a votat de pe Călăraș? O să vă spună domnul Babeș și toate detaliile, atâta pot să vă spun. Facem la Călăraș ce facem în toată țara. Adunări generale și alegeri la fiecare organizație locală, fiecare comună, fiecare oraș, municipiu, la final, conferință județeană, până la sfârșitul lunii iunie. Avem niște structuri alese cât mai democratic și cât mai reprezentativ, pentru că eu vreau o conducere să nu fie doar din municipiul Călăraș sau doar dintr-o parte a județului. Vor fi reprezentați în conducerea județeană toți cei care au rezultate bune și, practic, și cei care au rezultate mai puțin bune. Dar trebuie să fie acolo. Și refacem baza de date cu membrii, primim membrii noi și aici la Călăraș și peste tot în țară, ne restructurăm partidul pentru că e o perioadă de opoziție pe care trebuie să o folosim în acest sens. Ce înseamnă rezultate cât mai bune? Care ar fi criteriul? Pentru Călăraș? Pentru conferința pentru care urmează. În alte conferințe de presă mi s-a spus că un principal criteriu va fi rezultatele la alegerile la președinție. Din primul tur. Da, criteriu pentru conferința de delegație. Nu mai era delegație. A zis că mai bun, nu? Păi da, eu am niște împreună cu secretarul general, am fost aleși ca în 2012 să conducem un partid care câștigă alegerile locale. Deci de la Călăraș nu aștept nimic mai puțin decât să aibă un candidat foarte puternic la președinția Consiliului Județean și un număr cât mai mare de primari și de consilieri județeni și locali. Puterea PSD-ului a stat întotdeauna în structurile noastre locale. Că mai pleacă niște parlamentari, că mai puțin important, sincer, pentru PSD. Pentru noi important este să avem structura noastră locală. Avem foarte puțin primari acum, avem foarte puțin consilieri județeni, nu avem, până la urmă, un cuvânt serios de spus în conducerea locală
2012 pentru Călăraș nu există alt criteriu decât să câștige alegerile locale. S-a stabilit modalitatea de alegere a delegaților, de delegarea lor, pentru că cei de la Călăraș s-au certat. Acum s-au înțeles, pentru că în ultimul comitet executiv la nivel național, secretarul general a venit cu niște norme foarte clare prin care se organizează adunările generale și alegerile și într-o comună din Călăraș și într-una din Botoșani și într-un oraș din Arad. Astăzi am prezentat acele criterii care înseamnă, conform legii, număr de membri, dar rezultatele din alegerile din 2008 și 2009. Care a ieșit, sigur, trebuie să facă ultimele calcule și absolut toată lumea prezentă a fost de acord cu aceste criterii. Atât mai mult cu cât noi când le-am făcut la nivel național, nu ne-am gândit că pe plan local poate unii se avantajează, alții dezavantajează. Eu cred că la o conferință județeană cu 500 de participanți, nimeni nu poate să-și aranjeze într-un fel sau altul votul. Oamenii, cei 500 de oameni, vor alege pe cine vor ei, nu pe cine vrea Ponta sau Dragnea, sau Boabe sau oricine altcineva. Domnule, comentați acuzațiile care au apărut în presa locală între diversi membri ai organizației PSD Călăraș și mai ales între cei care candidează la funcția de președinte. Evident că nu îmi place să văd colegi care vorbesc despre alți colegi în presă. Pe de altă parte, sunt convins că până la conferința județeană vor mai fi fricțiune, competiție. Au fost și la partid până la congres, nu? Au fost diverse lucruri. Singurul lucru la care țin foarte mult este ca tot acest proces să fie organizat corect. Toată lumea are până la urmă aceleași șanse și din secunda în care se anunță rezultatul final și avem o structură de conducere cât mai reprezentativă, deci nu pe listă se aleg eu și pe ai mei. Nu. Până la urmă cei votați de oameni, din acel moment toată lumea trebuie să sprijine acea conducere și să-și facă treaba. Ce părere aveți de liderii locali care se legitimează prin relațiile de prietenie cu liderii naționali? Acum eu ar trebui să vă spun că nu-i bine să aibă relații cu liderii naționali. Eu vă spun că un singur lucru contează cu adevărat și pentru mine și pentru Liviu Dragnea și pentru ceilalți din conducere. Să avem rezultate bune în alegeri. Și vă spun ce le-am spus și colegilor mei din alte județe. Pe mine nu mă interesează să conduc un partid cu prietenii mei și care pierde alegerile. Pe mine mă interesează să conduc în 2012 un partid care câștigă alegerile. Că în structurile județene sunt mai oameni mai apropiați, mai puțin apropiați, sunt de 10 ani deja în partidul ăsta și cred să cunosc pe toată lumea, cel puțin din primul sau al doilea eșalon de la județ, cu mulți din oamenii care au fost și astăzi prezenți. Alții n-au fost, dar știu, am fost coleg la organizația de tineret. Nu asta e important. Important e să aibă rezultate bune, să văd că se organizează mult mai bine decât au făcut-o în anii trecuți, pentru că evident că să pierdem la Călăraș alegerile locale e un lucru care ne mulțumește și orice președinte, indiferent că se numea Mircea Dioară sau Adrian Năstase sau ce nu știu de fapt. Am încercat să-ți informa despre ce se întâmplă în structurile noastre, atâta timp cât astăzi am stabilit criterii corecte pentru alegeri. Nu a fost absolut nimeni împotrivă și nimeni nemulțumit. Datoria secretarului general este de a veghea ca aceste reguli să se respecte. Și atâta timp cât se respectă, că competiția e corectă, nu cred că are nimeni nimic. Cel mai târziu, în jur de 15 iunie, sper să fie conferința județeană. Dar se spunea că 30 mai e data maximă. Nu, 30 iunie este hotărârea Comitetului Executiv Național pentru toate organizațiile. Că va fi 1 iunie, că va fi 5, 7... Dar s-a stabilit o dată exactă?